În județul Sălaj, cel puțin oficial, nu există o cameră fixă pentru a-i depista pe conducătorii auto care circulă pe drumurile naționale sau pe cele europene fără rovinetă, conform legislației în vigoare. Însă, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale a detașat o cameră mobilă montată pe un autoturism, astfel încât să fie depistați toți acei conducători auto care circulă pe drumul european, spre exemplu 81 Zalău Cluj-Napoca, fără să fi plătit taxa de drum, iar amenziile nu sunt deloc neglijabile.